Este adevărat că desfășurăm împreună foarte multe activități în școli, foarte multe campanii de prevenire și de conștientizare și în ceea ce privește bullying-ul și faptele de violență, săvârșite cu violență. Cred că sunt importante pentru că îmi închipui că altfel, dacă n-am face aceste lucruri, situația ar fi mult mai gravă. Așa încât orice activitate cu orice grup de părinți sau de copii sau de profesori pe care îl desfășurați în școală este extraordinar de benefică. Dar iată că nu este suficient. Trebuie să fie responsabil fiecare angajat al sistemului, astfel încât, dacă reușim să ne facem treaba în indicatorii de performanță pe care îi avem, cu siguranță și rezultatele nu se vor lăsa așteptate. În ceea ce privește intrările și ieșirile din școală, sistemele de supraveghere și paza, pot să vă spun că eu, una dintre misiunile mele din primul mandat, pe care mi-am asumat-o și acum și cred că se cunoaște, în toate aglomerările școlare, în toate școlile și liceele din orașe, există pază umană, iar în celelalte unități de învățământ, așa cum aveți și dumneavoastră statisticile, mai este nevoie de intervenție, dar și fără bani se pot securiza ușile, astfel încât în școlile mici din rural, unde avem foarte puțin personal, dar avem copii și cadre didactice care trebuie să se simtă în siguranță, în timpul orelor de curs se poate închide, cred, poarta sau ușa de la intrare în școală, astfel încât nici inspectorii, colegii mei și nici noi, nici dumneavoastră și nimeni să nu intre în școală în timpul orelor de curs, fără ca un cadru didactic din școala respectivă să permită accesul. Am avut câteva situații de părinți care au venit și au făcut dreptate la școală sau s-au agresat între ei, în curtea școlii, pentru că poarta nu era închisă. Avem situații de adulți care intră în școală pe lângă doamna de serviciu, pe lângă profesorul de serviciu, cu diferite motive, să vorbească cu dirigintele sau cu directorul sau cu altcineva, după care uită pentru ce a venit și își face dreptate singur. Lucrurile astea pot fi prevenite dacă ținem ușile și porțile închise în timpul orelor de curs. De asemenea, dacă revenim la o practică foarte controversată, dar foarte utilă, ca profesorii de serviciu să facă de serviciu în afara orelor de curs. E ceea ce vă rog să vă notați și să faceți. Atribuții suplimentare pentru personalul nedidactic în ceea ce privește asigurarea securității elevilor și cadrelor didactice, prin introducerea acestora în fișa postului, cu acordul salariatului de sigur, pentru că știm cu toții că 8 ore pe zi, zi de zi, un muncitor de întreținere greu le poate justifica tot timpul anului școlar și atunci ar trebui să primească și ceva atribuții suplimentare. Dacă refuză, asta este. Iar profesorii să facă de serviciu, așa cum am făcut și noi, în afara orelor de curs. Pentru că atunci când ieși la ore, în pauză, ești obligat să duci și să preiei un alt catalog. Dacă vorbim de corpuri diferite sau de nivele diferite, de etaje diferite, e complicat să faci și de serviciu pe om. În școlile în care eu predau, suntem foarte mulți profesori de serviciu, care nu părăsim locul care ni s-a încredințat pentru nimic în lume când suntem de serviciu. Ca să menținem.